Prima poveste pe care vrem să vă arătăm vouă am descoperit-o anul trecut, în cadrul Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilități. Și e despre o tânără care visa să ajungă studentă, lucru ce i-a reușit în această toamnă. Dar mai multe detalii despre Aliona Mârza aflăm din reportaj. La ce colegi ai vrut să-ți depui actele? La Colegiul Financiar Bancar am depus actele și am fost admisă. Dar, din păcate, accesibilitatea lipsește. Și atunci? Și atunci am vorbit cu directorul și am înțeles că revin la anul, când accesibilitatea va fi gata. Aliona și-a urmat visul și acum este studenta a unui centru de excelență din Chișinău. Examenele de la sfârșit de semestru sunt întoi, dar tânăra arde de nerăbdare să meargă acasă, în Krasnoarmeyskoye, acolo unde am însoțit-o și noi. Acum este foarte bine, sunt împlinită că acum înveț și îmi place foarte mult, sunt că studiile contează în viață. Credeam că n-a să reușesc, dar acum trăiesc singură, mama vine în fiecare săptămână acasă, dacă și ne mă ajută. Am 4 examene, sesiile și cred că cumva să le dau. De început, atitudinea față de mine era parcă mă înconjurau cu sine eu să vorbească. Pe m-am zis că eu sunt ca celălalt, numai că cu 4 roți. Împreună cu Aliona am ajuns în unul dintre cele mai preferate locuri din satul său natal. Anume, ea a contribuit la amenajarea acestui spațiu, datorită unui proiect la care a aplicat, a reușit să-l echipeze și cu utilaje sportive. Inițial nu știam ce înseamnă un proiect. Mi-a părut chestia asta interesantă și zic de să aplic, că este o chestie foarte interesantă pentru mine. Și am acumat experiențe noi. Eu foarte mult îmi place când copiii se ocupă cu sport. Nu știu, pentru mine asta, să văd cum copiii se stăruie pentru sport. Am câștigat un grant și am procurat 2 echipamente sportive pentru sportivii noștri. Se apropie sărbătorile de iarnă, iar protagonista noastră cel mai mult își dorește... Eu niciodată nu mi-am dorit așa un cadou, adică ca celălalt copii. Eu de simplu mi-am dorit ca să fie părinții mei alături și să mă susțină și, nu știu, să fie sănătoși, să aibă putere să mă încurajeze mai departe.